Salutare, prieteni, și bine ați venit! Astăzi suntem la mașina anului și eu sunt la volanul noului Logan, o mașină ce cred eu că are multe șanse să câștige această competiție. Se întâmplă ca și eu să fiu în juriu și acum cei de la mașina anului ne permit să conducem toate mașinile pe pista de la TT Aur, pe un traseu special gândit de ei, și haideți să vă arăt cum testăm mașinile. Pentru început, aici putem face o frânare pe suprafață denivelată, după care aici urmează un slalom. Excelent, s-a comportat Loganul până acum. După care continuăm înainte, vedeți, aici urmează dreapta și urcăm pe pod. Pe aici în stânga urcă Loganul, să nu mai spuneți că 1-0 nu trage. Haideți că urcăm încet, încet. Pe aici alunecă un pic, după cum vedeți, a nins foarte mult azi noapte. Tot traseul este ud și chiar înghețat pe alocuri. Aici, pe linia dreaptă, de la 100 de km la oră, vom face o oprire de urgență. Avem un radar acolo în față, nu știu dacă am 100 la oră și când trec de radar, voi opri de urgență. Wow! Ok. Și să mai spune cineva că tamburii nu-și fac treaba. Bun. Aici avem o curbă la dreapta. Va fugi un pic mașina, pentru că este extrem de alunecos pe jos. Și aici avem testul elanului. Va trebui să evităm acest elan imaginar, pe care eu zic că l-am evitat și nici nu ne-am răsturnat. Continuăm aici cu la dreapta. Iată aici apă, cum vă spuneam. Dar deși Loganul fuge un pic de spate, vă asigur că, la fel ca atunci când l-am condus la Titus, sunt mai mult decât plăcut impresionat de modul în care se manevrează această mașină. Stânga aici, din nou, va aluneca puțin, dar doar puțin. Și această dreaptă susținută, stânga în loc aici. Ok, aici avem din nou o oprire, dreapta. Să nu lovim cauciucurile. Iar aici avem o frânare de urgență pe suprafață inegală. În stânga avem piatră cubică, iar în dreapta, vedeți, avem asfalt. Mașina a frânat fără probleme. Continuăm drumul. Și aici avem un asfalt un pic mai neted. Iată, a intrat ABS-ul în funcțiune. Hai, mă duc următorul. Și după această curbă la stânga ne întoarcem de unde am plecat. Ok, acum facem același experiment, doar că acum sunt la volanul Daciei Sandero Stepway. În fața mea este Loganul cu care eu tocmai am mers. El va pleca înaintea noastră și apoi vom pleca și noi cu Dacia Sandero Stepway. Să vedem dacă putem să ne dăm seama despre anumite diferențe în manevrabilitate între aceste două mașini. Știm că Dacia Renault, cei din concernul Dacia Renault, folosesc o platformă modulară identică și pentru Logan și pentru Sandero, doar că, atenție, este modulară. Deși este identică platforma modulară, nu înseamnă că platforma în sine este exactă pentru ambele modele. Ea fiind modulară, se poate schimba pe aici, pe acolo. Dar, practic, elementele cu care ei lucrează pentru a modula această platformă, elementele sunt identice. Loganul avea și GPL, deci cu siguranță este 1.0-100 de cai. Din câte văd, Sandero Stepway nu are GPL, tind să cred că este cel de 90 de cai. Nu știu exact, nu am nicio fișă pe aici, dar tind să cred că este cel de 90 de cai. Oricum, aici nu motorul va face diferența, pentru că în cazul de față vrem să vedem cum se comportă, mai ales acolo, la slalom și la testul elanului. Să vedem care e diferența, dacă centimetrii aceia în plus de gardă la sol pe care are Sandero chiar vor face o diferență la manevrabilitate. Cât ruliu în plus vom avea sau poate nu va fi absolut deloc în plus. Plecăm cu Sandero Stepway.
prima dată frânarea pe această suprafață denivelată. Sincer, cred că la fel ca Loganul, dar să vedem aici la... ori am intrat eu un pic mai îndrăzneț, ori conul acela era picat pe jos și m-a deconcentrat, dar cred că Sandero Stepway a alunecat un pic mai mult decât Loganul. Loganul a fost un pic mai stabil parcă pe acolo, sau poate nu l-am împins eu atât de tare, nu-mi dau seama. Dar vă zic sincer că nu cred că a fost o mare diferență din partea mea. Am condus aproape la fel mașinile. Ok, haideți să vedem aici. Avem un dâmp mare, cu siguranță centimetrii aceia în plus ai lui Sandero Stepway ne ajută. Și acum urmează frânarea de urgență de la 100 de kilometri la oră. 90 acum. Avem 100. 100 și un pic, e radarul acolo, 97, și acum frânăm. Wow, ok. Și n-am apăsat complet pedala de la început. La început am mângâiat-o așa și apoi am apăsat progresiv mai mult. Chiar și așa, frânarea a fost foarte bine făcută. Acum, testul elanului. Haideți să vedem dacă ne răsturnăm, sper să nu. Hei, n-am lovit niciun con și nici nu ne-am răsturnat, dar trebuie să recunosc, parcă mai bine, mai în siguranță m-am simțit în Logan. Aici Loganul i-a fugit un pic spatele, Sandero fiind mai scurt, cred că nu a avut același efect de pendul, de aceea acum nu am simțit că a fugit la fel de mult spatele cum i-a fugit Loganului, dar Loganului chiar și atunci când i-a fugit spatele, totul se întâmpla într-un mod progresiv și ușor de intuit, astfel că nu e ca și cum ca la o mașină cu propulsie în care fuge spatele și te trezești că ești pe sensul opus de mers. Acum avem și o zonă în care putem să accelerăm și aici frânăm dreapta. Ia să vedem, aici e foarte alunecos. Da, după cum ați văzut, aproape era să intru în acele cauciucuri și frânarea pe suprafață inegală. Ia să vedem. Sincer, peste tot mi se pare că Loganul e cu 10% parcă mai bun. Nu știu de ce. Poate pentru că e mai stabil și îmi dă un sentiment că aș putea să îl smucesc un pic mai rău pe aici pe acolo și tot nu ar suferi. Fie că Sandero are acei centimetri în plus de gardă la sol care îl fac să fie, să aibă un pic de roliu. Nu știu exact care este treaba. Ia uitați-l. Dar Loganul tind să zic că se manevrează mai bine, e mai stabil și parcă îți oferă mai multă încredere. Și ca să avem și un termen de comparație, acum sunt la volanul unei Skoda Octavia 2.0 diesel, o mașină pe care o știm deja, și haideți să vedem cum se va comporta comparativ cu modelele noastre autohtone. 2.0 diesel cu DSG, dar nu voi schimba eu treptele, o voi lăsa să facă ea ce și cum știe. Ia să vedem, este pe modul sport. Ok, accelerația este mult mai puternică. Ok, asta a fost frânarea pe suprafață, n-am ce să-i zic, foarte bine pe frânare. Wow, ok, nu mă așteptam să stea atât de bine la secțiunea de slalom, dar foarte bine a stat mașina aici. Urcăm, urcăm, hai, cutie de viteze, schimbă, așa. Ok, alunecă aici puțin zăpada aceea. Un lucru pe care îl observ la Skoda, suspensia e foarte moale și tot timpul mașina, știți cum, face ca o barcă sus-jos, parcă nu sunt amortizoarele îndeajuns de dure. Dar acum haideți să accelerăm până la 100 la oră. Avem 100 de kilometri la oră și iată, și în dreptul panoului frânăm de urgență acum. Ok, bun. Ok, mașina a frânat foarte bine. Ce-i drept, am și apăsat din prima pedala mai tare. Nu ca la Daci, la Daci am apăsat un pic mai progresiv. Cine știe, poate că puterea obișnuinței. Testul elanului.
Wow. Ok, n-am ce să zic. Tot respectul pentru această mașină. Tot respectul la testul elanului. Foarte bine a stat mașina aceasta în curbă. Aici a fugit foarte puțin spatele. Foarte bine, foarte bine. N-am ce să-i zic, foarte bine. Și o stângă aici, să vedem. Alunecăm puțin. Bun. Acum urmează acel ac de păr la stânga. Frânăm aici. O chestie pe care o simțeam la Dacia Logan și pe care nu o simt aici, Dacia parcă era un pic mai fâșneață. Deși nu era mai rapidă, părea mai fâșneață. În schimb, Skoda, aici alunecăm puțin, ok. Și urmează frânarea pe această suprafață inegală. Oh, mașina a tras dreapta. Poate n-am frânat eu unde a ajuns de tare la cu daciile, pentru că daciile nu au tras dreapta. Ok. Ca să mă asigur, cred că voi conduce din nou una dintre dacii, Loganul, pentru că acela e preferatul meu. Și să vedem cum se comportă. Voi încerca să fiu un pic mai dur cu mașina, mai ales pe frânare, pentru că Skoda a fost s-a comportat extrem de bine. Bun, acum din nou haideți cu Loganul. După ce am condus Skoda, o voi fi un pic mai brutal cu Loganul. Frânăm acum. Vă spun că Loganul se comportă aproape la fel de bine ca Skoda până acum. Haideți să vedem aici la slalom. Ok, cineva a dărâmat aici un... Ok, cineva a dărâmat acolo un con și n-am putut să facem slalomul până la capăt cum trebuie. Dar mi se pare că Loganul, chiar și după ce am condus Skoda acum, Loganul în continuare mi se pare că se conduce extrem de bine. Ok. Abia aștept să văd ce se va întâmpla când vom frâna pe suprafețe inegale acolo. Să vedem dacă vom, mașina va trage spre dreapta, așa cum a făcut Skoda. Și haideți să frânăm un pic mai dur aici, de la 100 de km la oră. Sunt în dreapta a treia deocamdată, a patra. Bun, am 110, îmi spune mașina în bord, 115. Și frânăm acum brusc. Alex, sunt 3 conuri dărâmate la slalom. Da. Dacă poți să ajungi tu să le ridici. Conurile dărâmate, da, exact. Wow, ok, mașina a frânat la fel de bine, nu am o măsurătoare exactă, evident, dar orientativ la fel de bine ca Skoda. Haideți să vedem cum rezolvăm testul elanului, mai brusc. Ok, da, există poate un pic mai mult ruliu aici, la Dacia Logan. E ceva interesant care se întâmplă, pentru că la Skoda mașina se lasă într-o parte până la un punct, după care acolo rămâne. Pe când la Logan parcă se lasă un pic mai mult și parcă continuă să se lase și nu știi până când va continua să se lase. Ok, deci la testul elanului poate că mă simt un pic mai în siguranță în Skoda. Dar până acum nu e rău deloc ce reușește să facă Loganul, chiar și atunci când iei ca etalon Skoda Octavia. Haideți să vedem aici, frânăm și avem dreapta a doua. Alunecă aici mașina un pic. Și haideți să vedem aici, accelerăm mai tare. Am 70, frânez acum. Da, a tras și Loganul un pic dreapta. A tras și Loganul un pic dreapta. Dar parcă mi s-a părut mai mult că a tras dreapta Skoda. Nu știu exact ce înseamnă acest lucru. Nu știu dacă e ceva de cauciucuri sau efectiv din ABS-ul mașinii. Dar dovada clară că atunci când este împins la extrem, Loganul poate fi o mașină 90% la fel de bună, la fel de manevrabilă ca o Skoda Octavia.